În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să pot să lucrez pe acest dosar atât de important. Vreau să mulțumesc totodată domnișoarei expert Diana, care m-a ajutat în acest dosar, de asemenea reprezentanților Comisiei Europene și reprezentanții structurilor asociative care au contribuit și au participat la întâlniri și la producerea acestui material. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre acest raport, despre acest dosar. Ne-am propus și am propus în proiect mai multă coerență, astfel încât proiectele între ele, cele care se ocupă de stimularea mediului de afaceri, inclusiv de IMM-uri, să aibă o coerență mai mare între ele și să se completeze reciproc. Consecvență, în sensul în care nu am propus modificări radicale, ci o îmbunătățire mai degrabă și o adaptare la noile realități din Europa în tot ce înseamnă mediul economic și întreprinderi mici și mijlocii. Am propus de asemenea o suplimentare a bugetului. Am propus și chiar este un amendament, pentru că am îmbunătățit permanent și evident că niciodată nu există nimic perfect, întotdeauna mai este ceva de schimbat în bine. Am propus creșterea până la 80% a garantării creditelor, pentru că în multe state există proiecte naționale care garantează un procent mai mare decât acest program COSME și de aceea am văzut că există o distribuire foarte neuniformă între state privind accesarea acestui program și asta vine tocmai din faptul, din cauza faptului că programul COSME este mai puțin atractiv decât unele programe naționale pe fix acest domeniu. De asemenea, am constatat faptul că nu este suficient de bine cunoscut și am propus de asemenea ca acest proiect să fie mai bine comunicat, mai bine mediatizat, astfel încât să fie cunoscut de către cei care sunt potențiali utilizatori. Dar înainte de orice și de aceea am lăsat la urmă, implicarea autorităților locale în acest program este, dacă vreți, acel clou, acea noutate pe care o aducem, noutate care să ajute ca viitorul program COSME, un program foarte bun și este foarte bine că există, să funcționeze mult mai bine și aceasta cu ocazia implicării autorităților locale.